Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Vă pare rău că ați irosit timpul cu o persoană la care vă gândiți în acest moment. Aveți senzația că ați pierdut timp prețios cu persoane care nu v-au valorizat. Ei bine, haideți să vedem ce urmează pentru voi. Să vedem ce încearcă Universul să plănuiască cumva pentru voi, pentru că sunt foarte multe situații în care Universul o să vă ajute să vă întâlniți cu o anumită persoană și am descoperit acest lucru într-o preetalare, așa că vreau să merg un pic pe firul acesta. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, pentru că oricum persoana aceea care v-a făcut nefăcute și v-a întors viața pe dos există energetic, planează în jurul vostru. Așa că nu mai amintim, pentru că vreau neapărat să știu ce urmează de acum încolo pentru voi. Haideți să vedem, dragile mele, într-o energie generală, într-o etalare generală, pentru că de data aceasta nu se va pune să alegeți niciun obiect, așa că singura posibilitate sau modalitate este să vă relaxați și să vă bucurați de această energie. Fără doar și poate, există o relație problemă. Posibil să aibă copii, posibil să aveți copii cu această persoană, de ce nu? Pentru că în unele cazuri sunt relații în care au fost născuți și îngerași. Dacă nu, probabil că persoana aceasta poate că a avut o relație, mai are o relație din care există și alți copii. Într-adevăr, nu insistăm pe trecut în această etalare pentru că știu că am azucat acest lucru. Probabil că o să las Universul să povestească puțin despre faptul că este în continuare prezentă ființa asta în energia voastră, chiar dacă în momentul de față este cu familia sa sau, mă rog, familia, relația actuală. Asta înseamnă că s-a putut întoarce la relația sa sau la familia sa, la copiii săi. Nu pot să spun că nu se gândește la voi. Probabil că acolo undeva în sufletul său sau în inima sa ați rămas cumva într-o anumită legătură. Eu aici văd că voi vă gândiți mai mult, adică este vorba de, sau energia feminină, mă adresez mai mult energiilor feminine pentru că ponderea de vizualizări se face din punct de vedere feminin, dar de asta spun, rog bărbații să nu se supere pe mine, ci doar să se poziționeze în energia pe care eu o exprim. Nu mai pun la socoteală faptul că se pot întrepătrunde, adică pot să vorbesc despre voi, acele persoane care ați părăsit și v-ați întors la actuala relație, dar ceva mai aveți pentru o persoană care se gândește foarte mult la voi, pentru că vă țineți în energie unul cu celălalt. Doar că ce aș putea să menționez aici este faptul că persoana asta în foarte multe dintre situații se gândește la voi, dar nu pozitiv. Adică din ceea ce simt eu, parcă consideră că, și sper să nu vă supăr, probabil că are legătură cu etalarea aceea, cu subiectul, cu subiectul pe care l-am amintit, sper să nu vă supăr, dar cred că nu se gândește la voi tocmai bine în ideea în care voi ați fi încurcat viața, că ați apărut în viața sa și i-ați îndepărtat, dacă vreți, de la relația pe care o are sau de la copiii săi sau de la planurile sale. Adică consideră în unele cazuri că voi ați fost acele ființe care i-ați întors viața, le-ați întors viața pe dos și atunci parcă acum a alergat cumva la relația lor, la familia sa, poate familie extinsă, că poate n-au nicio treabă cu nimeni, dar s-au întors la viețile lor cotidiene, cumva ușurați că nu mai au nicio treabă cu voi. Dar
le stăruiți cumva în minte? Și aici este interesant să aflu. În momentul de față, persoana asta se ocupă de problemele sale din familia sa, din relația sa, din serviciul său și așa mai departe. Deci, în momentul de față, este prea preocupat, prea preocupată să reia lucrurile de acolo de unde au rămas în familia respectivă, considerând că voi ați fost doar sau e o aventură în ideea în care putea săriște foarte mult. Putea săriște foarte mult să-și piardă familia având o relație cu voi. S-a temut probabil să nu-i dați în bileac, fiind o relație, din câte simt eu aici, o relație tăinuită și aici primează trioul amoros, fără doar și poate. Nu pot să spun că nu înțeleg de ce a făcut acest gest de a se apropia de voi dacă nu își dorea să meargă mai departe în relația asta cu voi. La început, probabil că a fost o escapadă, probabil că a fost o ființă căreia i-a plăcut să exploreze, de ce nu? Adică motive din partea lui sau din partea ei au existat doar în ceea ce privește pe ei. S-ar putea ca unele persoane să nu fi avut niciodată în minte să părăsească relația pe care o are, dar i-a plăcut foarte tare să se implice în relația cu alte persoane tocmai pentru a agăța, aș întări stima de sine sau a vedea dacă mai au să-și confirme, să-și reconfirme după caz bărbăția, feminitatea, în sfârșit, mai ales că a existat și o perioadă foarte mare de rutină în viața lor. Nu se mai bucurau poate de ceea ce aveau în interiorul familiei, poate și tot soiul de probleme pe la serviciu, pentru că din punctul său de vedere, când sus, când jos, nemulțumiți și poate că avea la un moment dat acea senzație că își dorește să fie salvat sau salvată, vezi, Doamne, din ghearele soției, din ghearele soțului, în sfârșit, multe lucruri pe care le-a pus acolo în relație, astfel încât voi, în unele cazuri, că nici n-ați știut că este într-o relație, dacă ați știut, cumva a existat și poziția aceea de victimă. Cât de rău este mie în viață, bine că te-am găsit pe tine, care ești colacul meu de salvare și cu care de data aceasta cred că îmi voi face planul pe termen lung. Și uite așa cum v-ați trezit, fără doar și poate, într-o relație în care voi ați crezut cu toată ființa că lucrurile se pot schimba în sensul celor așteptate de voi, nu ca să fi naivi, ferească Dumnezeu, sau naive, doar că, probabil, știindu-vă pe voi, aveți senzația că celelalte persoane pot să fie la fel de încrezătoare, la fel de determinate și pornite ființele ca voi să își asume o relație. Și în momentul acesta, persoana asta parcă, cum să vă spun, a fugit de voi. Adică s-a simțit probabil strânsă cu ușa la un moment dat. Dacă relația nu a fost consumată, a fost o relație la distanță, foarte bine pentru ambii parteneri. Dacă s-a și consumat din punct de vedere intim, atunci persoana asta este terifiată în momentul de față că ați putea, și aici fac o mică paranteză, s-ar putea ca cea de-a treia persoană, că este soție, soț, că este prieten, prietenă, să nu știe de aventurile sale extraconjugale. Și atunci există așa acea teamă, și sper să răspund la mai multe solicitări, să aibă acea teamă că este dată în vileag. Probabil că în unele cazuri au fost situații în care au fost amenințate, că asta este, până la urmă, ori călare, ori pe jos. Și atunci există acea frică, aolo, ce mă fac dacă dă vreun telefon și află nevastă mea, sau află soțul, sau află iubita, iubitul, partenerul, cum vreți dumneavoastră, ce mă fac, pe unde scot și anume cămașa. De aceea cred cumva că încearcă să se reapropie de copiii săi, încearcă să construiască de jur împrejurul său o imagine cum că nici un sturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Cine te sună, Doamne ferește, s-ar putea să primești un telefon, nu zic nu, de la alte persoane, dar să știi că eu n-am avut nimic niciodată cu acele persoane, dar pentru că am jobul pe care l-am, pentru faptul că s-ar putea
ca să existe acea posibilitate ca eu să nu fi dat curs unor avansuri din partea celelalte persoane, cealaltă persoană fiind voi, și pentru că n-am dat curs, atunci persoana aceea se răzbună. Deci poate să construiască tot soiul de imagini, astfel încât persoana cu care este să-i dea dreptate. Uite ce om am lângă mine, uite, vezi că alta a vrut să îl atragă de partea ei și bărbatul meu, omul meu a spus nu. Nu. Și atunci, normal că fata aia s-a răzbunat. Normal că... Deci, mare atenție la această persoană cu părul șaten, grizonat din șaten, cu ochii căprui. În unele cazuri putea să aibă barbișon aici, sau mustață, sau cioc, sau în fine, barbă. Nu este... nu este neapărat, deci nu să fie descrierea asta, dar mie mi se pare că este așa un soi de acel Don Juan, îi place să se bucure de atenția persoanelor de sex opus, fără doar și poate mai ales dacă este bărbat, îi place să fie în centrul atenției, dar îi place în egală măsură să exploreze. Dar nu mi se pare o persoană care își asumă relațiile, și aici este marea belea. Așa, ca inițiale aș putea să vă spun că E este extrem de pregnant inițiala, posibil să fie O, R, D, C, U, R, X, de asemenea Z, L, Alex, nume cu Z, multe cu E, nu mai dau prenume că n-are sens, așa vă gândiți voi, iar ca semne zodiacale predominante, Leu, gemeni, pești, vărsător, săgetător, berbec, de asemenea, aici berbecul chiar este foarte pregnant, berbecul gemeni poate să fie fecioară cu gemeni sau fecioară cu berbec, cu balanță. În sfârșit, ca semne zodiacale predominante. În momentul de față, persoana asta, dacă a existat o neînțelegere cu ființa cu care este în prezent, posibil să se fi întors efectiv acasă la cealaltă relație și să-și ceară scuze. Aici este o persoană care efectiv, parcă, bine, metaforic vorbind, cade în genunchi și cere iertare. Știi că de fapt n-am fost eu de vină, nu sunt eu de vină niciodată, doar cealaltă, ea sau el a fost cel care... M-a testat, m-a tentat și uite că eu am rezistat tentației. Mă scuzați că am această ironie în vorbă, dar mi se pare că sunt lucruri neasumate și nediscutate. De unde și părăsirea relației cu voi pur și simplu. În unele cazuri v-a părăsit, aruncându-vă vorbe grele sau amenințându-vă sau reproșuri, agresiuni verbale. Alte ori posibil să vă fi trezit după anumite clinciuri cu niște blocaje, deci după ce sau să dea vina pe voi, pur și simplu. Tu ești de vină. Să nu cumva să, eu știu, să încerci să tai legătura dintre mine și partenerul de viață, partenera de viață pe care, mă rog, le-am amintit, etc., etc. Adică văd că este, fuge efectiv de această responsabilitate și cu, cum să vă spun, cu atât mai mult cu cât relația aceasta ar fi putut fi consumată și la nivel intim. Adică deja când se ajunge atât de departe, cu siguranță persoana aceea a vrut, deși declară contrariul. Deci la nivel declarativ spune absolut altceva decât a făcut. Adică nu a fost numai o simplă joacă pe rețelele de socializare. Persoana asta a vrut să meargă mai departe, a vrut să se ducă, din păcate ulterior să abandoneze. Probabil când deja lucrurile au avansat, s-au aprofundat, mai ales din partea voastră, pentru că voi chiar ați crezut această persoană, că v-am spus, în unele cazuri nici nu știați că este într-o altă relație, pentru că minciunile au fost atât de dese și de, mă rog, credea și această persoană, fie bărbat, fie femeie, v-ați trezit în mijlocul unei situații care va da peste cap și în unele cazuri a ținut și foarte mult. Adică una e să fie o legătură de one night stand, adică, mă rog,
ne întâlnim, ne placem, ne vedem, consumăm și plecăm, asumată din de ambele părți. Alta e ca această ființă să promită marea cu sarea să vină, să facă, să se consume relația, mai face și un copil, nu știu, în unele cazuri, Doamne ferește, sau să vină, să-și facă plan, după care să blocheze și să dispară pur și simplu ca măgarul în ceață și mai dă și vina pe voi. Sau vă creează așa o lumină negativă în fața legiuitorului său, care este suprem, care este soția sau, eu știu, soțul, sau în unele cazuri, să știți că s-ar putea să mai aibă și pe altcineva și să fi făcut același lucru și cu acea persoană, în timp ce o soție îl așteaptă acasă sau un soț o așteaptă acasă. Adică o situație cu probleme. Dar acum, în momentul în care discutăm, s-ar putea să fie în relația sa, acasă, în mijlocul familiei, cu capul plecat, sabia nu-l taie, cerându-i scuze, dacă este cazul, sau venind acasă ca și cum, ce greșeală era să fac. Bine că am fugit din relație și treaba ei sau treaba lui, este om matur, știu ce face, până la urmă nu e vina mea. Ce surpriză! Haideți să vedem dacă rezonați cu această etalare, până la urmă ce urmează, trecut, prezent și viitor. Haideți să vedem în prezent, legătura la voi, dragii mei, dragile mele. Prezent. Ei bine, în unele cazuri, mai ales dacă sunteți brunețele cu ochii închiși la culoare și aveți și un copil, există o tatonare. Dacă în viața dumneavoastră a apărut deja pe aici, pe acolo, altă ființă, poate din altă țară, din alt oraș, s-ar putea să fie vorba despre persoane care au turban sau persoane care n-au turban, dar au o firmă, sunt pe cont propriu, sunt din punct de vedere material potente aceste ființe, din punct de vedere material, social. Eu văd că există o perioadă de tatonare cu gândul voi la ce ați avut, dar mai mult de a vă elibera. Persoana asta, dacă nu faceți acest schimb de mesaje, sunt șanse foarte mari să apară, doar că voi s-ar putea să vă luați jucările și să plecați înainte ca, l-am figurat vorbind, să vă luați jucările, să plecați înainte ca această relație să se consume. Pentru că nu mai sunteți siguri sau sigure de intențiile sale. Și aici chiar vreau să lămuresc această carte, dacă are intenții serioase, după care vom trece la viitor. Ideea este în felul următor. Această carte recomandă cumva să nu tăiați voi relația, să nu întrerupeți relația, mai ales dacă nu s-a consumat nimic. Dacă sunteți în perioadă de tatonare, de teasing, să zic așa, de chisemse otakin, sau dacă această persoană este la distanță, vorbiți prin mesaje, până la urmă nu aveți nimic de pierdut. Lăsați-o, așa spune acest mesaj, lăsați această relație să ajungă undeva, decât să tăiați această posibilitate de a fi într-o relație cu o persoană care vă asigură, în primul rând, din punct de vedere material. Că până la urmă știți cum este, a fost bine și cu dragostea, dragostea trece prin stomac și nu ne alegem nici cu nimic. Sunt foarte pragmatic astăzi pentru că, simt cumva energia voastră, simt cumva că vă pare rău și simt cumva că sunteți extrem de bulversați și dezamăgiți. Și împovărate de ideea de auto-învinovățire, ceea ce nu este absolut deloc cazul. Este o experiență prin care ați trecut, cu siguranță data viitoare, în relația viitoare, veți ști foarte clar ce să apreciați, dacă nu, tăiați din start o relație care s-ar fi putut dezvolta frumos. Deci, această carte în prezent ne spune despre faptul că lăsați situația aceasta, relația aceasta, să ajungă undeva. Că e bine, că nu e iar bine. Ideea este ca voi să vă implicați atât cât vă permite plafuma, să încercați să nu vă mai aruncați cu capul înainte, să vă mențineți acea vigilență de care cred că simt că dați dovadă în momentul de față și nu neapărat să priviți detașat această relație, doar că
Până la urmă, nu aveți nimic de pierdut pentru că nu știți de unde sare iepurele. Persoana aceasta s-ar putea să fie brunețică cu ochii negri sau o persoană mai mare. Sau să există o oarecare diferență de vârstă între voi și de distanță fizică. Altfel spus, ar putea să fie în altă țară. Probabil săgetător sau dacă nu, Cupidon cred că așteaptă cu tolba în spate și cu săgeata, este în stand-by, încă nu o trimite. Pentru că voi veți fi sau sunteți sau veți fi, de fapt vorbind despre prezent, voi sunteți în gardă, dar sunteți într-o gardă de v-ați construit toate zidurile pământului de jurul împrejurul vostru și atunci dacă nu lăsați o breșă, nu are cum să intre iubirea. Nici nu vă știți cum, spunea și netalele trecute. Nici nu vă face nimeni rău, dar nici nu vă poate iubi nimeni dacă nu lăsați acolo o portiță deschisă. Așa că de asta spun, brunețelele cu ochii negri în general, pregnant, așa, cu copil, s-ar putea, dacă există și un copil, s-ar putea să fie plăcută sau plăcut, după caz că energiile se trepătrund, de persoane care deja le urmăresc de la distanță, s-ar putea să intre în atenția dumneavoastră prin tot soiul de semnale, semne, poate prin intermediul jobului, s-ar putea să cunoașteți pe cineva pe la serviciu, s-ar putea voi să aveți așa un serviciu în care vă cam plimbați de colo-colo, vă fățiți așa, sau această persoană. Pentru că este multă mișcare în jurul vostru, călătorii, du-te, vino, în sfârșit, sau agitație foarte multă. Și acolo, în toată agitația aceasta, s-ar putea să apară această persoană care atitudinea sa este ceva de genul îmi place fata sau îmi place el. Hai să vedem despre ce este vorba. Și de aici să urmeze acea tatonare, doar că aici interveniți voi care nu mai doriți să vă implicați și chiar în unele cazuri, chiar mă scuzați, să puneți punct că nici nu s-a dezvoltat ceva. Haideți să vedem viitorul. Deci lăsați, dacă apare această persoană, lăsați să vedeți când parcă ați vrea, când n-ați mai vrea, când parcă vă e teamă că v-a ajuns cineva și nu cred că mai aveți nervii necesari să o luați de la capăt cu altcineva. În viitor este vorba despre, oricum o să vedem aici că nu o să nu uit intențiile, pentru că aici este vorba despre o persoană din trecutul dumneavoastră care revine în viața voastră. S-ar putea să nu prea scăpați de exul sau exa, pentru că este vorba despre o împăcare. Vedeți, aici scrie împăcare. Dacă este vorba despre un bărbățel, Doamne, dacă este vorba despre o persoană brunetă cu ochii negri sau în general cu tenul închis sau cu părul mai închis, că asta spuneam, s-ar putea să fie persoana asta de care vorbeam mai devreme, dar pe care ați... Deci dacă ea există, s-ar fi putut să o eliminați din start. Și atunci există posibilitatea să vă reîmpăcați, există posibilitatea să revină în viața dumneavoastră, pentru că lăsați, spune cartea asta, să ajungă la un final, să știți și noastră ce vrea, cu adevărat. Și eu așa cred că stau lucrurile. Că prea vă văd înverșunați sau înverșunate să vă implicați în alte relații. Deci de asta spun, dacă s-a întâmplat acest lucru și i-ați dat papucii, s-ar putea să revină în viața dumneavoastră pentru că aici aveți împăcare și de aceea m-am legat de persoana asta brunețică cu ochii negri. Că dacă era asta despre care am vorbit, persoana aceasta, șatenuță, cu ochii căprui, cu, dacă e bărbat, cu barbișon, barbă, v-am zis, atunci parcă îmi suna altfel. Dar s-ar putea să vă deschideți un pic inima și să... Că de-aia vă văd și pe voi tot brunețele cu ochii negri, vedeți? Aici e... De asta zic că eu tind să cred mai mult că este vorba despre lipsa dumneavoastră de răbdare să mai începeți o altă relație cu o altă persoană. Și atunci probabil că ați avut câteva
dat onor, câteva mesaje, câteva, în sfârșit, vi s-a părut vouă ciudată persoana asta sau cine știe ce vi s-a părut, i-ați tăiat aripile și la revedere, n-ați mai continuat, dar apare, reapare. Și atunci, probabil că ghizii spirituali vă spun, lasă, da, lasă, cine știe spaniolă, déjelo estar, lasă să, da, deje que la situación prosiga hasta su fin. Deci lasă ca această situație să ajungă la un final, să se întâmple ceva. Haideți să vedem intenții, pentru că asta am vrut să clarific această carte, ca să știți și voi dacă merită să lăsați să lăsați să curgă această relație sau nu. Deci de asta spun, mai mult este vorba despre o ceva refuzat, o ofertă refuzată, o relație refuzată de revine persoana asta sau îi mai dați o șansă, decât de cea care v-a mâncat sufletul. Da, este vorba despre intenții serioase, pentru că aici avem lupul, care este, bineînțeles, un animal monogam, are o singură pereche și știți și voi, majoritatea este vorba despre monogamie. De asta spun că există fidelitate. Și fidelitatea înseamnă că persoana aceasta nu are gânduri serioase. Doar că și din partea sa există, este evident că și persoana respectivă își pune niște întrebări. Știți? Adică mai ales că sunt niște energii, sunteți niște energii mature. Nu se aruncă nici această persoană cu capul înainte, mai ales dacă voi nu sunteți de la început deschise sau vă vede, vă simte foarte, foarte în așa, în în defensivă, în apărare, în poziția aceea de apărare, știți? De asta zic, dar intențiile sale, să știți că sunt serioase în ideea în care așa este persoana asta, adică și dacă se implică într-o relație, nu renunță așa ușor, adică vorbește despre ceva și apoi renunță așa ușor. Este teamă să nu renunțați voi, este teamă să nu se implice el sau ea în relația cu voi și apoi să fie lăsată cu ochii în cu ochii în soare. Își dorește copii sau își dorește familie, își dorește să vă facă mamă sau, dacă, mă rog, vârsta, dorința, voința vă aparține, ar renunța la tot pentru a fi împreună cu voi. Deci eu zic că din ce văd eu aici, din ce simt pentru voi, are cele mai bune intenții. Așa că, uite, universul o să vă ajute cu siguranță, din câte observ eu aici, să vă întâlniți cu o persoană care până la urmă vă merită și dorința și voința și răbdarea, nu? Adică o să vedem. Vedem și discutăm apoi după ce se întâmplă toate aceste lucruri. Dacă s-au întâmplat deja, cred că, de fapt, mă rog, liberul arbitru vă aparține, până la urmă voința este a voastră, nu trebuie să faceți ce spun eu, Doamne ferește, ci ceea ce simțiți. Ideea este că aceste informații, ca aceste informații să vă ajute să luați cele mai bune decizii, pentru că, nu e așa, aici vorbim despre direcții pe care încearcă să vi le transmită universul, astfel încât să fie spre binele vostru cel mai înalt. Dragii mei, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă pup, aveți grijă de voi, suntem încă în săptămâna luminată, așa că vă doresc lumină în viețile voastre, pace, liniște, prietenie, vorbe dulci și răspunsuri afirmative la dorințele voastre. Numai bine! Pa, pa!